Bună seara, dragi prieteni de pe Facebook. Joi seara, căldură mare în București. Noi ne revedem în mediul online pentru o nouă ediție a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România. Numele meu este Marin Toma, după cum deja știți, sunt una dintre cazele dumneavoastră în fiecare seară atunci când avem conferințele noastre. Cealaltă gazdă pe care sunt convins că o știți la fel de bine este colegul și prietenul Mihai Enescu, cel căruia poate se potrivește mai mult decât mie, cel puțin titlul acestei conferințe, O viață cu lemn, o lume fără, după cum ați putut să observați deja din anunțurile pe care le-am făcut în ultimele zile. Bună seara, Mihai! Bună seara, Marin! Bună seara, prieteni! Țin să te contrazic, Marin, încă din debut. Titlul acesta ni se potrivește nouă tuturor, în sensul că eu, spre exemplu, acum țin mâinile pe masă din lemn. Cu toții sunt convins că folosim lemnul sub diverse forme zilnic, da? Este o resursă indispensabilă cu multiple utilizări, dar nu despre asta vreau să discut eu acum. Avem într-adevăr o prezentare super țintită, dacă vreți, apropo de utilitatea lemnului, dar și alte elemente conexe, realizată de un invitat special, o persoană foarte dragă mie, pe care nu ascund faptul că o urmăresc de ani de zile în mediul online. Este unul din profesorii de silvicultură foarte activ în mediul online, ceea ce este apreciabil pentru că știu că este o activitate destul de cronofagă și luptă în măsura în care aceste instrumente din mediul online îi permite într-o corectă și bună informare a publicului larg, în maniera proprie și personală, dacă îmi permiteți, domnul profesor, această formulare. Mare drag. O manieră, să spunem, nu ușor de înțeles de către mulți, dar cei care o înțeleg o rețin pe viață, credeți-mă. Încep până ai urat domnului profesor la mulți ani. De curând a fost ziua domniei sale. Domnul profesor, la mulți ani, de sănătate și să se întâmple așa cum spuneți dumneavoastră, când urați la mulți ani celor dragi noastre mediul online, cunoaștem cu toții cei care vă urmăriți, vă urmărim. Nu spun mai multe, pentru că nu vreau să vă răpesc din timpul noastră. Știu că aveți foarte multe chestiuni interesante pregătite pentru noastră. Astăzi, dragilor, în seara asta, domn profesor Marcel Flocea, șef de lucrări la Facultatea de Silvicultură din Suceava. Domn profesor, vă rugăm. Bună seara tuturor, gazde și invitați. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și pentru elogii, nu toate meritate, dar așa fac gazdele bune, sunt amabile cu aspeții. Eu am pregătit o prezentare care conține, este de fapt o sinteză a unor gânduri mai vechi de ale mele, exprimate cu diverse prilejuri, că am zis să facem ceva de vacanță, să nu încărcăm lumea cu grafice, cu formule, cu hărți, care sunt mai greu de digerat la ore dintre astea și la, să zicem, la vreme de vacanță. Și ideea mea a fost să ajut pe oamenii obișnuiți să înțeleagă că nu o să putem niciodată să renunțăm la lemn. Noi, societatea din zona climatului temperat, de exemplu, și din zonele cu păduri, indiferent cât de departe va ajunge știința, de altfel și tehnologia. De altfel am ales motoul acesta care e din șirul legilor lui Murphy: când ai nevoie să bați în lemn, îți dai seama că lumea este compusă din vinilin și aluminiu. Aș mai adăuga și Pepsi glasul, dar mie că se supără cineva. Ideea este că, într-adevăr, omenirea a căutat să găsească substitute pentru lemn și chiar atunci când le-a găsit, le-a făcut să semene cu lemnul. Atât de adânc este înrădăcinat lemnul și utilizarea lemnului într-o anumită parte a omenirii, nu în toată, încât vedeți și dumneavoastră tâmplăria din plastic, foarte la modă, imită adesea lemnul. Mobilierul învelit cu folii imită, sunt folii care imită lemnul și așa mai departe. Și atunci am zis eu că ar fi bine să mergem pe acest subiect. Și o să încep cu o afirmație șocantă, dar extrem de adevărată. Nu mi-aparține, aparține unui coordonator de curs important pentru procesarea
primar al lemnului, un profesor din emisfera sudică. Suntem obișnuiți ca lucrurile importante să vină din emisfera nordică, cea bogată în păduri, nu? Acolo e taigau, așa. Uitați-vă ce spune omul acesta, care este profesor în Noua Zeelandă, ce în ultimul deceniu mai mult de 50% din producția de 3,5 miliarde de metri cub de lemn a fost utilizată drept combustibil. Restul lemnului reprezintă materie primă pentru, și asta e ordinea de utilizare, cherestea, fabrici de celuloză, industria secundară de prelucrare a lemnului. Fiecare dintre aceste procese de prelucrare produce cantități semnificative de rămășițe utile pentru producția energetică, mai exact între 20 și 40% din resursele de lemn. Astfel, dacă luăm în considerare faptul că industria de prelucrare a lemnului își asigură energia necesară, aș spune eu energia termică în primul rând, dar și cea electrică, prin utilizarea rămășițelor din producția proprie, ajungem la concluzia că la ora actuală 60-70% din resursele de lemn sunt utilizate pe post de combustibil. Adică, în rezumat spus, proporția asta din producția mondială de lemn este sortită să devină într-un fel sau altul cenușă. Iată că și dacă nevoile pentru combustie sunt așa de mari, nevoile omenirii, pe fondul creșterii populației, că asta e viitorul, ați văzut ritmul de creștere a populației, noi nu trebuie să ne punem problema să nu tăiem pădure, ci să o gestionăm sustenabil și să găsim căi să creștem fie productivitatea, care virgulă, căi sunt limitate, fie să creștem suprafețele, dar nu să punem problema să renunțăm la lemn. Și o să vedem din ce vari motive. Ca să argumentăm, ar trebui ca măcar o clipă, am pus această întrebare în sus pe fiecare diapozitivă aproape structurat pe o întrebare pe care o consider importantă. Cum ar fi viața noastră fără lemn? Pentru că, iată, am putea să ne imaginăm, păcat că n-am avut pe cineva să-mi fac o animație cu o persoană care stă într-o încăpere la un birou și dispar obiectele din lemn, de sub el, din fața lui, de lângă el. Să vedem cu ce rămânem într-o încăpere, într-un birou, într-o sală, într-o cameră. Imaginați-vă într-un dormitor dormind pe tatami, nu? Ca în cultura japoneză. Ne dispară patul, ne dispară noptiera, comoda, masa de televizor. Da? Să zicem că dacă au dispărut, omenirea totuși avea nevoie de ele și le-ar putea face din alte materiale, din mase plastice, din, știu eu, materiale minerale și alte. Dar cu ce costuri și cu câte complicații legate de prelucrare și cu ce consumuri energetice, că și cât de poluante. Pe urmă, dacă nu reușim așa să ne imaginăm lucrurile astea, haideți să ne imaginăm cum trăiesc popoarele din zonele lipsite sau sărace în păduri. Avem pustiurile de gheață din nordul continentului american și eurasiatic. Avem zonele deșertice, avem stepele întinse, avem chiar la noi județe atât de sărace în păduri, încât oamenii prețuiesc acolo fiecare arac și fiecare bucată de lemn. Și ce soluții au găsit? Unele care nu sunt nici de cum confortabile. Iurta în marile stepe, corturile în deșertul saharian și așa mai departe. Igluurile în altă parte. Mai nou am văzut că inuiții trăiesc în case construite din prefabricate tot din lemn. Da. În ceea ce ne privește pe noi românii, la noi cultura utilizării lemnului este atât de adânc înrădăcinată încât mai frumos decât Iorga, nu știu dacă a spus cineva, deși noi n-am avut ca Mesopotamia și străvechi Egipt tăblițe de lut sau imense lăcașuri, tot din acele vremi am deprins a ne scrie necurmatul letopiseț, în lutul olarilor, în piatră, dar mai ales în lemn. În lemnul căruia noi am dăruit ceva din ființa noastră, dincolo de pragurile tuturor vremurilor.
Ce este de fapt lemnul ăsta? De ce multă lume crede că lumea e împărțită în două, o parte care crede că ne putem lipsi de lemn și o parte care îi dă o valoare poate că mai mare decât o are. Dar lemnul este foarte interesant, am să fac o scurtă paranteză. Lemnul este atât de important pentru omenire, dar omenirea a învățat în multe privințe foarte puțin despre utilizarea lui. Pe vremea când eram tânăr ca dumneavoastră, așa, și eram inginer de cercetare la stațiunea de la Câmpul Lung, la pensie era fostul șef al stațiunii, doctorul Ichim, și odată a făcut o afirmație la un simpozion și a zis așa, zice, de mii de ani ardem lemnul, de mii de ani facem focul, dar nu știm să ardem corect lemnul. Ca să înțelegem așa că totuși omenirea îl folosește, dar nu neapărat foarte rațional. Na, ce în câteva cuvinte, foarte scurt. Lemnul e o materie primă, întâi și înainte de toate, versatilă și regenerabilă. Asta nu trebuie să uităm niciodată, că e regenerabil. Și din care rezultă o grămadă de produse și energie, după caz. Practic, auzim frecvent sintagma deșeuri din lemn. Este una dintre erorile semantice cele mai severe. Deșeu este un produs care nu mai poate fi utilizat nicăieri. Ori lemnul măcar în combustie poate să ajungă. Cu niște mici excepții, este vorba de lemnul impregnat cu substanțe toxice în vederea conservării care nu poate fi introdus în combustie. Pe urmă, lemnul este, că ne place sau nu, în termeni economici, valorici, cel mai important produs al pădurii. Adică tot ce ne mai oferă pădurea, și putem discuta la nesfârșit în legătură cu funcțiile foarte importante, dar pe care nu le plătește nimeni, funcțiile acestea publice ale pădurii, tot lemnul pădurii le plătește, adică tot pădurea, că ne place sau nu să credem lucrul ăsta. Așa că nu putem să facem abstracție de exploatare. Și acum, chiar dacă în prezentarea aceasta eu o să rămân în principal la lemn, trebuie să înțelegem că lemnul este o parte a poveștii forestiere, pentru că, de fapt, povestea forestieră începe cu sămânța și se termină cu, dacă vreți, șifonierul de la noi din casă. Acolo se încheie. Trebuie să privim lemnul ca pe un dar, un dar al, mă rog, cum vrea, al lui Dumnezeu sau al cosmosului, dacă unii nu împărtășesc, mă rog, sentimente din astea religioase. Ideea este că, haideți să facem un banal calcul. Cenușă maxim 5%, nu? După combustia lemnului, 5% din... În rest, bioxid de carbon atmosferic fixat prin fotosinteză sub formă de celuloză, hemiceluloză și lignină, în niște structuri cu adevărat admirabile, pentru că cineva spunea că dacă ai construi un stâlp de forma fusului de rășinoase din cel mai performant oțel, ar flamba. Și iată că asta nu se întâmplă în cazul arborilor. Ce mai este el? Este și un acumulator de energie cosmică, pentru că în momentul în care îl introducem în combustie, el eliberează această energie și poate fi transformată în energie termică, electrică sau în diverse produse de piroliză, care iar sunt importante și vedem și noi că în țările nordice, sub presiunea cererii de lemn pentru combustie, pentru încălzire casnică de data aceasta, prețul lemnului de foc s-a apropiat de prețul lemnului de lucru. Adică a mai apărut un competitor pe piață. Vedem noi, o să vedem mai încolo că și prețul acesta al lemnului nu se poate duce oriunde. Pe urmă, am spus că lemnul este, în concluzie, un material important pentru noi, din resurse regenerabile,
acumulator de dioxid de carbon și de energie și cu siguranță a jucat un rol important în trecutul multor societăți dezvoltate de astăzi și va juca un rol important și mâine. Cândva un scriitor, un autor african, inginer forestier, care a publicat o carte la faulă de fii de l'aménagement durable, spunea că adeseori țările bogate care de astăzi, care și-au neglijat resursele forestiere sau au prosperat pe seama lor, după ce și-au aranjat economiile, au început să acorde atenție pădurii și să privească de sus și cu severitate țările sărace care își folosesc resursa forestieră. Și, într-o bună măsură, cred că avea dreptate. Hai să vedem ce influențează utilizarea lemnului. Sunt două grupe de factori. Odată, disponibilitatea lemnului în proximitatea utilizatorilor și aici asigur că e foarte legat de tradițiile locale. Sunt comunități care trăiesc pe seama lemnului, indiferent ce am face, nu putem să-i dezobișnuim. Avem, mă rog, pilde vechi în zonele bogate forestiere, cum sunt Bucovina, Țara Moților, oamenii au și activitățile adeseori casnice legate de pădure. Din nefericire, tradițiile astea văd că riscă să se piardă. Cunosc o grămadă de oameni aici în zonă care au renunțat la cal, la tânja, la urcic și s-au dus să facă exploatări în Franța și în Spania și în Italia. Și nu cred că se vor mai întoarce la acestea. Văzusem acum vreo 20 de ani un întreg spectacol într-un parc dintr-un oraș nord-american în care se exploata cu cai, se exploatau niște arbori uscați și era acolo lumea de pe lumea adunată să vadă minunea. Mi-e teamă și mie că într-o bună zi o să fie o minune și asta, lucru cu animalele la pădure, deși e necesar. Pe urmă, la al doilea este legat de densitatea populației și de nivelul de dezvoltare economică. Aici sunt niște lucruri foarte interesante, dar o să revin la ele. Hai să vedem legat de disponibilitatea lemnului. În țările nordice se construiește preponderent din lemn la spații de locuire. Nu numai. America Zgârie Norilor are construcții de locuit în proporție uriașă, covârșitoare, pe materiale din lemn și pe bază de lemn. Și invers, vom spune, ce piețe de desfacere pentru producția românească sunt preferate? Zonele sărace în lemn, este vorba de Orientul apropiat, Mijlociu, zona Egiptului, unele țări din Africa de Nord. Da. Pe de altă parte, tot așa în zonele forestiere, sigur că utilizarea lemnului drept combustibil în incinte de ardere, așa cum sunt ele, este un oarecare privilegiu pentru că și climatul este foarte sever. Din coace legat de densitatea populației și de nivelul de dezvoltare economică, sigur că, spuneam, cu cât populația este mai numeroasă, cu atât consumul de lemn crește. Povestea, necazul mare este că țările sărace ard cel mai mult lemn. Ard lemn ca să gătească, de exemplu. Folosind o resursă de lemn valoroasă într-un domeniu unde s-ar putea găsi și alte utilizări. Mai mult, vă dau un exemplu de la noi din țară. Știți probabil că în iernile trecute, criza de lemn de foc a adus lemnul de foc de foioase tari la niște prețuri de la care operatori din industria cherestelei mai mici au preferat să vândă buștenii de cherestea de calitate mai modestă direct ca lemn de foc, cu 400-500 de lei pe metru cub, poate și mai mult. Deci n-au mai procesat, au vândut, n-au cheltuit energie, n-au cheltuit
salarii și au vândut material valoros ca lemn de foc. Ce face lemnul să se deosebească de celelalte materiale despre care mai vorbim, cu care intrăm în contact? În primul rând că el este, sau evoluția societății omenești din anumite zone a fost translegată de utilizarea și prelucrarea lemnului. Dacă la început a fost folosit ca unelte, cozi de unelte, arme de vânătoare, cozi și așa mai departe, arcuri, săgeți, mai departe a fost folosit pentru uneltele agricole, pentru plugurile din lemn și pentru mijloacele de transport. Fiindcă vorbim de mijloace de transport din lemn, v-aș recomanda odată când aveți vreme să vizitați Muzeul Lemnului din Câmpul Lung Moldovenesc, care are un car în întregime de lemn, vechi de câteva sute de ani, datat, un car pentru transportul butoailor cu vin de mari dimensiuni. Nu are nicio piesă metalică în alcătuire, dacă puteți să vă dați seama. Alese esențele din lemn după solicitări și după trăinicia lor, în așa fel încât carul mai vechi decât vremea legăturilor în ocean. Da. Acum, pe de altă parte, sunt niște proprietăți ale lemnului pe care la alte materiale nu le întâlnim. Așa am să le iau pe rând și foarte pe scurt. Odată, relația între rezistența mecanică și greutate. La mase mici, lemnul oferă rezistențe mecanice mari, ceea ce, dacă îl comparăm cu grinzile din oțel, cu grinzile din beton armat, chiar și pentru rețelele electrice. Îmi spunea un profesor, un reputat profesor de la Facultatea de Construcții din Iași, că un coleg de-al său inventase un stâlp din beton precomprimat, mult mai eficient decât cei pe care îi vedem, îl brevetase și a încercat să-l vândă cu ajutorul unor, să-l promoveze cu ajutorul proiectul, cu ajutorul unor foști studenți stabiliți prin țări din America de Nord, prin Noua Zeelandă, Australia, și ăștia au răspuns: domnule profesor, aici stâlpii sunt din lemn. O altă proprietate, inflamabilitatea, este proprietatea care îl face bun ca sursă de energie și care, ați spune dumneavoastră, da, asta îl face inutilizabil pentru construcții. Da, lemnul este inflamabil, dar cu un material cu combustie lentă, asta trebuie știut. Adică lasă timp persoanelor să se evacueze o clădire care, dintr-un motiv sau altul, ajunge în flăcări. Trăinicia, asta e foarte variabilă la lemn, de la o specie la alta. Proprietatea, să zicem, sau partea negativă, proprietatea opusă, este că n-am putea să o numim neapărat negativă, biodegradabilitatea. Adică o construcție din lemn abandonată, practic, are o durată de viață scurtă. Odată ce își pierde acoperișul, dispare, se lasă. Am o grămadă de fotografii cu foste construcții rurale situate pe dealurile din prejur, de pe proprietăți agricole, de pe fânețe și pășuni abandonate și care acum sunt păduri deja și construcțiile sunt. Adică nu lasă urme. Este și motivul pentru care civilizația noastră veche, rurală, n-a lăsat foarte multe urme, pentru că supraviețuirea construcțiilor a fost cum a fost. Valoarea decorativă nu mai vorbim, adică atât de multe lucruri sunt din lemn sau imită lemnul în viața noastră, încât pare o axiomă. Prelucrabilitatea este un material cu căldură specifică mare, ceea ce înseamnă că degajă la prelucrare energie termică foarte puțină, nu-i nevoie de scule, cu răcire, cu toate lucrurile astea, se prelucrează mult mai ușor decât oțelul, decât masele plastice, decât betonul. Și, sigur,
La transformarea sa se folosește energie puțină, deci din aceleași motive, deci avem eficiență energetică și, la urmă de tot, versatilitate. Sunt atâtea lucruri făcute din lemn încât ne-ar lua tot timpul ăsta ca să le, numai să le enumerăm. Este un dicționar britanic al lemnului și are așa și au termenilor legați de utilizarea lemnului și are vreo 370 de pagini. Nu e așa de mare. Bun. Acum, cum ajungem la lemn? Trebuie să tăiem arbori, da? Arborii sunt ființe vii și la o anumită vârstă care precede intrarea lor în decrepitudine, este cazul să, ca munca silvicultorului pentru îngrijirea pădurii, pentru paza acesteia, pentru întemeierea ei mai întâi, să fie răsplătită cu ceva. Ori acel ceva este lemnul și călătoria arborelui se încheie odată cu tăierile de dovorâre. Acum, călătoria asta a lemnului poate fi mai lungă sau mai scurtă, în funcție de gradul, de felul în care a evoluat societatea, de nevoile societății, de moda locală, de multe elemente. Când e scurtă? Când, de exemplu, este utilizată în niște, la alcătuirea unor construcții rurale, simple, cu niște elemente de chertare, de îmbinare în colțuri, sub formă de stâlpi, de împrejmuiri și așa mai departe. Aia e o călătorie simplă, dar vedeți dumneavoastră în zonele de munte, unde terenul agricol este puțin și oamenii țin la el încă sub formă de fânețe sau de teren arabil, aproape toate terenurile sunt împrejmuite cu lemn. Cu lemn. Și e o muncă titanică. Odată la 5-6 ani toate împrejmuirile astea trebuie reînnoite. Sigur că nu sunt împrejmuiri luxoase. Se folosește de regulă lemn subțire, rămășiți, lăturoaie, rămășițe din industria cherestelei, dai muncă. Da? Alteori călătoria este foarte lungă și anume ajunge lemnul, în general lemnul valoros pentru utilizări industriale, ajunge să fie folosit în fabrici de cherestea. Aici este consumul cel mai mare de lemn, după aceea în fabricile de plăci, din așchi de diferite tipuri și în fabricile de MDF. Produsele acestea sunt sau pentru producție energetică. Și sunt destule, de acum, unități termoenergetice care produc prin cogenerare din rămășițe din lemn și scoarță energie electrică și energie termică simultan, da? Energie regenerabilă. Acum, produsele industriei primare despre care am vorbit mai departe sunt utilizate ca semifabricate în industria produselor finite, care este, de fapt, singura care dă realmente plus valoare. Acolo e mai mare valoarea adăugată. În rest, marja de profit în industria primară a lemnului este destul de redusă, motiv pentru care fabricile au dimensiuni foarte mari, pentru că rulajul permite supraviețuirea agentului economic, nu profitul pe unitate de produs. Pentru că, vedeți, noi elogiem lemnul. Și bine facem. Suntem silvicultori și am convenit că lemnul suportă toate costurile, aproape toate costurile care sunt legate de administrarea pădurii, dar mai suportă și economic beneficiile de care se bucură societatea. Dar lemnul este un material greu, voluminos, de mari dimensiuni. Munca la pădure și cu lemnul și în fabricile de cherestea conduce la accidente uneori, indiferent cât de bună este organizarea. Transportul este costisitor. Atunci societatea, socot eu, ar trebui să trateze cu mai multă prețuire omul care își riscă viața în exploatări forestiere, în industria lemnului. Am văzut cu tristețe de curând faptul că într-un
ziar de Suceava, s-a publicat cazul unui pădurar care, fiind prezent la o lucrare de exploatare, nu el exploata, a fost lovit de un vârf desprins dintr-un fag la doborâre și a murit. Și am văzut diverse reacții acolo. Unele, mă rog, cred că nu veneau din partea unor oameni, pentru că evenimente din astea ar trebui să strânească în noi măcar o minimă compasiune. Da? Imaginați-vă așa, sar de la una la alta, bine, bine că a pățit-o, că pădurea se răzbună. Ce căuta el la pădure? Asta nu era meseria omului, nu? Adică unde putea să, la un birou trebuia să fie pădurar. Și altele, încât mă întreb câteodată ce s-a întâmplat cu societatea noastră. Știți, dumneavoastră, eram în școlar la liceu silvic la Câmpul Lung. Asta se întâmpla în 1981 și a venit o delegație de tineret din RFG. M-am și mirat că i-au adus, însoțiți bine cu ăla. Și eu i-am întrebat pe ei atunci cum se vede meseria de silvicultor în Germania. Eram foarte curios. Și mi-au spus că este undeva pe locul 2-3 după medicină și la dispută cu arhitectura. Așa era atunci. Nici acolo nu mai e așa. Acum. Atunci ce s-a întâmplat cu societatea? A scăpat de nevoia de lemn și vrea să conserve pădurile și atunci silvicultorii nu mai sunt utili? Nu știu. Mi-e greu să răspund la întrebările astea, deși am o experiență de viață, har Domnului, și de tot felul în dumneavoastră. Dar hai să revenim la tipurile de transformare, nu atât pentru cei care le știu, ci pentru eventualii curioși care vor să afle. Domnul profesor, dacă îmi permite să spun la tipurile de transformare, că ați adus în discuție câteva elemente foarte importante. Aș îndrăzni să vă întreb care ar fi, din punctul nostru de vedere, știu că e greu de a face o ierarhizare, principalele beneficii oferite de beneficii și servicii furnizate de păduri sau de lemn, dacă putem merge chiar și pe componenta lemn. Păi, ați menționat și ar fi bine să le amintim celor care ne ascultă. Aș vrea să mergem pe componenta lemn. Știți, nu pentru că, mă rog, cu asta mă ocup, putem discuta așa, ci pentru faptul că, în general, chiar percepția silvicultorilor este aceea că profesia asta de silvicultor se cam încheie odată cu începerea tăierilor de regenerare. Și că, mă rog, restul activității de exploatare, care este un act de cultură, de cultură forestieră, până la urmă e ocupația altora, pentru că așa era structurată silvicultura la noi. Revenind la beneficiile lemnului. Păi, în primul rând spuneam că cea mai mare parte a lemnului de rășinoasă se duce în construcții pe plan mondial. Deci nu ne putem imagina, deși în România avem alte tipuri de construcții și o altă modă și chiar impedimente în realizarea construcțiilor monumentale din lemn, date de o legislație care e rămasă la vremea betoanelor armate. În alte țări, construcțiile din lemn sunt majoritare. E vorba de construcțiile de locuit. În al doilea rând, fiind lemnul un material cu rezistențe mecanice bune și ușor, se folosește într-o grămadă de domenii. Rețele electrice, acum cele de telecomunicații mai puțin, pentru că vedeți și dumneavoastră totul e fără fir aproape. Se folosește în construcții de lux pentru mijloace de transport. Iahturi de lux, adică poate să capete prețuri fantastice. Dar în ordinea procesării industriale, ca să vă spun așa, cel mai mult se duce în fabricarea cherestelei. Și aici avem o problemă cu pădurea. În primul rând, recolta noastră, noi foarte rar vorbim despre producția de lemn de calitate în silvicultură. Noi avem o silvicultură bună, bazată pe diversitate ecologică, pe tot ce, dar cu accent pe consistența plină. O
uneori când exagerez, mai spun câte o trăznați. Noi avem o silvicultură a frunzișului. Pentru că silvicultorii nu obișnuiesc să uite la nevoile utilizatorilor de lemn. Spre deosebire de noi, de exemplu, probabil ați văzut, sunt niște filmulețe foarte interesante, cei de la Oficiul Național al Pădurilor licitând stejari pe picior pentru industriașii din Dogărit, de la fabricile de doage. Nu știu dacă ați avut prilejul. E un film foarte interesant. Deci oamenii aceia și silvicultorii și beneficiarii recunosc că nu vorbesc de lemnul de furnire. V-am dat, de exemplu, pentru un produs care este asimilabil chiar esteric. La furnire au specialiști care caută și recunosc în arbore calitatea lemnului după aspectele exterioare și constituie partii și dintr-un arbore, lucru care la noi, precum știți, nu se întâmplă, nu? Dintr-un arbore valoros. Dom'le, ăsta este. Sau au echipe specializate care atunci când găsesc faci valoroși în Franța, echipe de alpiniști utilitari care curăță de crăcile importante și abia după aceea realizează doborârea, ca să nu se deprecieze lemnul. Ei, trebuie să lucrăm la lucrurile astea. Da, revenind. Deci, în zona Cherestele se consumă cel mai mult. Cota alocată furnirelor este tot mai scăzută și în România și pe plan mondial, pentru că rezultă tot mai puțin bușteni groși și foarte groși și atunci randamentul scade foarte mult la procesare și, mă rog, și procesatorii au rămas tot mai puțin. Un alt segment de consum uriaș este industria plăcilor. Industria plăcilor de toate felurile. Palul, plăcile din așchi, din lemn pe care le știm, OSB-ul, care este materialul la modă și care a înlocuit practic placajul în construcții, fiindcă din lemn ieftin, rășinoase, subțiri sau foioase moi, faci plăci cu rezistența placajelor de fag, da, la alte prețuri. Și atunci a înlocuit placajul în construcții. Pe urmă, vedeți, iar la mare modă, realizat din cherestea de rășinoase, sunt panourile acelea din lamele de cherestea încrucișate, CLT-ul, cross-laminated timber. Pentru multe dintre ele noi nici nu avem consacrate, nici sunt produse atât de noi, că nu avem consacrate niște denumiri românești. Uite, pentru MDF avem PFL, fostul PFL, dar mai avem HDF-ul, care era PFL-HD, adică plăci din fibre. Și pentru HDF și pentru LDF aveam PFL-ul poros, da, obținute prin alte tehnologii. Eu am o problemă cu studenții, nu-mi place să anglosaxofonizez, ca să spun o trăsnaie, cursul cu termeni foarte mulți din import, însă uneori nu am ce face, pentru că denumirile comerciale consacrate în lume sunt astea și noi avem puține denumiri echivalente pentru produse în general care vin din industria românească dinainte de 89 sau unele asimilate. Și nou segment, combustia lemnului. De fapt, noi îl considerăm nou că vorbim despre combustia industrială a lemnului, să fiu înțeles. Că altfel rămânem la butada doctorului Kim. De mii de ani facem focul, dar nu știm să ardem lemnul. În sfârșit, lemnul se arde în instalații industriale, în niște condiții speciale, cu randamente foarte mari. Poate odată, dacă sunteți interesați, aș putea face o prezentare pe lemnul ca resursă energetică, văzută din punctul industrial de vedere, din ăsta casnic. Bun, hai să vedem cum ar fi viața noastră fără lemn. Ce ne-ar lipsi prima dată? Casa, poate, mobila, consumabilele de birou. Birou, chiar. Unii cântă la instrumente din lemn, nu? Cel mai complet instrument din lemn este, știți, xilofonul, nu? Din plăcuțe piese din lemn acordate diferit. Ce e interesant este că noi în zona temperată și noi românii folosim lemnul zilnic, așa cum folosim apa, aerul, hrana.
măcar sub forma șervețelului cu care ne ștergem la gură după ce mâncăm. Măcar sub forma asta. Aș spune eu mai multe, dar suntem într-un mediu civilizat și că mai sunt și altfel de șervețele pe care trebuie să le folosească unii. Sigur că dacă suntem așa de atașați de lemn, trebuie să ne preocupe soarta pădurii ca producător de lemn. Dar ar fi bine să ne preocupe căutând să aflăm un minim de cunoștințe. Și acum spațiul pentru documentare este cât încape. Sigur, nu e de cea mai bună calitate și uneori transmite informații distorsionate și greșite. Este și o vină a noastră, a celor care mai putem scrie o carte, că nu încercăm să explicăm oamenilor pe înțelesul lor. Și vă dau două exemple. În 1940, la Fundația Regală Mihai I, mari profesori de la Politehnica Bucureșteană, unde era silvicultura, profesorii Demetrescu, Zburlan și Haralamb, Haralamb este cel care a scris Cultura speciilor forestiere, lucrarea aceea monumentală mare, Zburlan, coautor la Agenda Forestieră, la toate edițiile, la Manualul Inginerului Forestier și primul autor al unei cărți în limba română, cursului de fabricare a cherestelei, apărut în 1934 la Școala Politehnică. Oamenii aceia, deși mari profesori și ingineri de administrație chiar, au găsit cu cale să scrie o carte numită Pădurea Noastră, pe care eu, din fericire, o am. Am mai găsit un exemplar la un fost profesor de biologie. O am într-un format, am scanat-o, am făcut un PDF și vi-l pot pune la dispoziție. Vedeți, oamenii aia, cât de frumos le explicau oamenilor simpli, proprietarilor sau neproprietarilor de păduri, ce drepturi au, la ce instituții se pot adresa, cum este structurată proprietatea forestieră românească, adică, pentru că noi uneori picăm și în absurd. Eu aud foarte des, ni se taie pădurile. Care păduri ți se taie? 52% din fondul forestier românesc e proprietate privată. Pădurea, ești proprietar de pădure și îți dispare? Da, ți se taie pădurea. Nu ești, ești proprietar în rând și cu proprietari de pădure prin statul român asupra fondului forestier de stat. Ești și tu acolo un, mă rog, un proprietar simbolic. Nu ești din indiviziune de acolo și îți iei, ni se taie pădurile. Ce vi se taie? Le aveți? Aveți posesia termenilor. Oamenii nu cunosc adeseori aceste elemente de structura proprietății, de tipar al proprietății și de drepturi care decurg din noi. Venim dintr-o perioadă în care statul avea tot, o bună parte, din comunism. Avem poate și o educație etatistă, mulți, dar capitalismul e pe proprietate privată și atunci fiecare trebuie să știe ce ni se taie și ce, nu, ce ni se ia. Bun. Așadar, preocuparea asta eu o găsesc justificată. Și al doilea exemplu pe care vreau să vi-l dau legat de faptul că noi nu scriem destul pe gustul omului simplu sau pentru omul simplu, preocupat de pădure, am un prieten medic militar și vânător, și mi-a zis, măi Marcel, dar voi nu știți să scrieți și voi ceva să pricep. Și eu am luat revista Pădurilor, dar discuția era în urmă cu vreo 10 ani. Omul locuiește pe la Huș, unde e mai, ceva mai puțină pădure. Și am încercat și eu să înțeleg mai multe despre pădure. Am citit revista Pădurilor. Nu e pentru mine. Scrieți și voi ceva pentru oameni ca mine, care nu sunt silvicultori. Nu scriem. Și atunci oamenii cred orice de la unii care scriu. Mult și prost. Că vedeți dumneavoastră, profesorul Leahu, fie iertat, de la Brașov, profesorul de biometrie, spunea la un moment dat, zice ăsta a scris mai mult decât a citit. Deci, mai mult miez decât în vorba asta eu n-am găsit la multă lume. Îmi amintesc că, pe semne că apropierea de vârsta senectuții mă face ca să-mi amintesc multe lucruri povestite de profesorii mei la vremea când era mai mult bun simț în societate și când dacă un profesor îți spunea ceva,
luai și tu așa ca pe pasajele din psalm, din Biblie sau din... Adică ziceai, omul ăla are și o experiență de viață și o educație care îți permite să-ți dea lecții. La ora actuală, lecțiile se primesc din cu totul alte părți. Iar tentația este simplă, știți? Omenirea se comportă după aceleași tipare din vremuri biblice. Am preluat eu odată, la un moment dat, un citat din o epistolă a Sfântului Apostol Pavel, care spunea, regret că nu știu pe de rost, că vor căuta sătui de dascălii care învață ce trebuie, vor căuta dascăl care să învețe ce le place, de la care să audă ce le place. Și omenirea este predispus să facă lucrul ăsta. Acum, dacă tot sunt oamenii, societatea este preocupată de soarta pădurilor, ar trebui ca societatea să înțeleagă cu ce eforturi se ocrotesc pădurile și să gospodăresc. Ar putea să înțeleagă, de exemplu, că salariul personalului de teren nu e extraordinar de mare, că înzestrările sunt pe măsura posibilităților. Eu cu ani în urmă, când lucram pe la Inspecția de Stat pentru Vânătoare, fiind în control în județul Botoșani, am văzut pădurari în tenis, dacă vă dați seama. Așa ceva nu văzusem până atunci. Asta se întâmpla prin 99, dacă nu greșesc. Și l-am rugat frumos pe directorul direcției să-i încalțe. Deci nu e un răsfăț să fii neapărat pădurar, așa cum cred foarte mult. Sigur că sunt și alții care sunt răsfățați. Ăștia sunt o minoritate și societatea, dacă îi cunoaște, ar putea să izoleze, dar nu să întindă anatema peste toți pădurarii. Și acum, dacă îndrăznesc, dau o sugestie, că eu, mă rog, familia mea a dat Dumnezeu și a avut pădure și nu datorită mie, datorită energiei consumate de tatăl meu și care nu era silvicultor, el a recuperat pădurea. Eu mărturisesc cinstit că când am văzut ce presupune, aproape abandonasem. Și în calitate de proprietar, eu le-aș sugera unora care sunt foarte grijulii să-și cumpere niște păduri. Dacă vor, chiar le vând și eu, la prețuri decente. Și pe urmă să vorbească despre proprietarii de păduri. Sau dacă nu, să-și întemeieze, să găsesc atâtea terenuri degradate de vânzare la prețuri modice, să o planteze, să plătească pază, să plătească taxe, impozite și pe urmă să exprime opinii. Adică, vedeți dumneavoastră, și statul nostru nu este un stat croit neapărat drept ca și casele din lemn. Pentru pășuni au fost subvenții care au ajuns la un moment dat și pe la 320 de euro pe an și pe hectar. Păi pentru o sumă din asta pe hectarul de pădure, eu zic că proprietarul de pădure nici nu se mai ducea la pădurea lui, decât ca să o vadă așa din când în când, în vizită sau ca să se plimbe. Adică dacă tu din pădurea ta trebuie să exploatezi lemn și iar revin, ca să plătești, că altfel aduci bani de acasă, să plătești serviciile de pază, să plătești taxe, impozite. Și, repet, structura de proprietate în România începe încet, încet să se apropie de cea dinainte de 48, dar mai este încă drum lung. Există suficiente proprietăți private și mărimea proprietății private forestiere, medii, nu diferă mult de cea din vestul Europei, care a fost netulburată, dar nu s-a prea agregat și nici acolo. Adică, spre deosebire de fermele din agricultură care au crescut ca dimensiune, acolo pădurea nu s-a agrupat. Suprafața medie ajunge cu și ceva mai mare decât pe la noi, prin Franța, de exemplu, care... pe proprietari privați, mă refer, persoane fizice.
De ce acolo să găsesc soluții și oamenii să bucură de proprietate și la noi în România, dacă ai o proprietate forestieră, vă rog să mă credeți, nu e nicio mare bucurie. Decât așa, de natură emoțională, de toate cele, pentru că efectiv producția micilor proprietăți nu poate să acopere cheltuielile și statul înțeleg că nu plătește funcțiile de protecție, că nu plătește, eu știu, aerul curat, că nu plătește nimic din ceea ce se povestește că mai oferă pădurea și lista ea e lungă, lungă de tot, înțeleg, dar putea măcar să nu ia impozite proprietarilor de păduri. Adică nu-ți dau subvenții, nu-ți dau, nu mai plăti și impozit. Sigur că la grupa întâi există scutiri de impozit, dar, de exemplu, pe valorificarea lemnului se plătesc taxe undeva la 17% impozit pe profit, ca la o firmă. Haideți să vedem. Ne apropiem de final, nu? Văd că n-au fost întrebări sau... Că n-aș vrea nici să abuzez, că lumea poate să plictisește. Putem continua cu un alt prilej pe subiectul ăsta. Cum vreți dumneavoastră? Nu avem niciun final planificat. Nu? Vă așteptăm cu interes tot ce... În regulă. Atunci continuăm. Dar dumneavoastră bateți gongul și dacă nu l-am bătut la deschiderea spectacolului la încheiere, măcar ca la box. Așa. Bun. Eu, atât cât am putut, am discutat cu oamenii din preajma mea, cu cunoștințe de la distanță, și care mi-au spus, tu ești inginer silvic. Ce se întâmplă, domnule? Dispar pădurile? Domnule, te uiți împrejurul dumitale? Da, au dispărut pădurile. Păi nu, dar se transportă lemn. Păi da, se transportă lemn, pentru că pădurea nu e o entitate din asta inertă, nu e o sculptură și vezi, ai luat bucăți din ea și ai plecat cu ea și ce pui în loc. Deci, înțelegeți pădurea ca rotația culturilor în agricultură. Aici am pus o cultură dincolo alta, dincolo alta și din mozaicul ăsta pe circuit avem mereu lemn și normal. Dar zic, dacă vrei, renunță la tot ce ai din lemn în casă și dai o pildă bună tuturor. La limită, așa poți să fii un ecologist autentic. Dom'le, eu nu mai consum nimic din ce se produce din lemn, dar mă și documentez. Pentru că iată, sunt în componentele auto, piese care conțin fie celuloză, fie lignină, fie, mă rog, sub diverse forme. Îmbrăcămintea, viscoza se produce din lemn, o parte din îmbrăcăminte. Nu mai vorbesc de lucrurile de utilitate, ștersul pe mâini, șervețele și altele. Și încă un lucru ar trebui să știe oamenii, că pădurea în țara noastră nu este la voia întâmplării, așa cum unii încearcă să le inoculeze. Zice, vedeți, voi, am venit noi să vă salvăm. Prin anii 90 au venit unii să ne evangelizeze, uitând că noi suntem creștini de tare multă vreme, știți? Acum au venit unii să ne învețe să facem silvicultură, că au văzut ei ce se întâmplă. Și au tot soi de povești, că în Austria, că în Germania. Eu le recomand să se ducă, nu să transfere povești, să vadă ce se întâmplă în silviculturi industrializate. Că, sigur, acum nici silvicultura noastră nu e decupată de pe catapeteasmă, știți? Dar eu obișnuiesc, le mai spun unora, că dacă pădurea era gospodărită ca industria, și acum o să mă exprim neacademic, nici unde să se picure câinii n-ar fi găsit arbori. Și să caute flota, să caute fabrica de tractoare de la Brașov, uzinele siderurgice de la Reșița, care au fost gospodărite tot de români. Adică, haideți să dăm silvicultorului român ce e al său. Cu bunele și cu relele sale, dar
Ia cât avem păduri în prejurul nostru. Și să nu uităm că spațiul rural românesc a fost susținut în ăștia 30 de ani, cât sunt acum, ultimii 30 de ani, de pădure. Vă rog să mă credeți. În zona de deal și de munte, unde producția agricolă este cum este, oamenii au trăit acolo. În momentul în care li s-a tăiat și posibilitatea aceasta de a lucra la pădure, și v-am dat exemplu, au umplut, lucrează în exploatări, în țări în care să lucrează, în Austria, am o grămadă de cunoscuți, foști muncitori forestieri, care s-au dus pe lume. Da? N-au mai avut. Ori se destructurează obiceiurile astea. Vă spuneam eu, fiecare bucovinean știa să scoată un butuc, să doboare un arbore de la sat, începea de când era copil, să îl scoată cu calul, să-l fasoneze, să-l cioplească, să-l pună într-o construcție, adică erau dulgheri nativi și lucrători la pădure nativi aproape. Odată întreruptă această cultură tradițională, până la urmă, ea nu se mai reface, vă rog să mă credeți, adică o să fie piesă de muzeu. Și iar revin, cunosc țări în care a dispărut și acum ar reface și nu au cu ce, nu au cu cine. Animale de povară nu sunt, nu mai crește nimeni. Și cu ce ne ajută asta? Adică vrem să avem sate ca orașele în care lumea nu mai are nicio legătură cu pădurea, cu pământul, cu... Păi atunci ne putem muta cu toții la orașe. În Franța anilor 90, când am fost eu, eram tânăr și cu bursa am rămas surprins atunci să aflu că din populația Franței doar 12% la vremea aceea trăia la sat, în mediul rural, și din aia jumătate munceau la oraș, de fapt, și de acolo. Da, o să ajungem încet, încet și acolo, dar nu trebuie să ne grăbim deloc. De unde și de ce să încearcă să se inoculeze un sentiment de culpabilitate colectivă pentru cei ce lucrează la pădure, exploatează și procesează lemnul și îl valorifică? E un subiect care, mă rog, m-a uimit. Mă uit în... Poate că nu vă place Labiș, și el a fost alungat de prin cărțile de literatură, că, mă rog, a fost asimilat de către unii ca poet prolet cultist. Are niște poezii superbe despre pădurar, despre țapinar, despre... Acum, profesiile astea au picat într-o stare de dispreț social pe seama unor campanii aproape generalizate și care, mă rog, sunt și în media. Revin la ce povesteam la început. Ziaristul este acea persoană care trebuie să explice oamenilor lucruri pe care nici el nu le înțelege. Și vezi un articol. S-au confiscat 5 metri cub de lemn. Și o fotografie cu un autotren cu 30 de metri cubi. Pentru mulți care nu au dimensiunile astea, simțul dimensiunilor, acei 5 metri cubi sunt de fapt autocamionul respectiv. Vă rog să mă credeți. Într-o țară în care, n-am să fiu rău, cei de la Dex Online au pus o întrebare, au cerut, au dat la... două cuvinte explicațiile și la un cuvânt, două explicații, care e cea corectă? 73% au ales sub cea greșită. Deci cam asta este nivelul oamenilor cu care discutăm. Și atunci ei pot să creadă orice. Trebuie să recunoaștem însă că este o decuplare de mentalitate între nu s-a prea comunicat. Adică silvicultorii s-au mulțumit să-și facă treaba, nu ușoară și multă și grea, și să nu vorbească cu lumea. Băi, uite, asta se face din lemnele noastre. Atâta costă, atâta. N-a existat comunicare. Uneori n-a existat nici din partea
nici cu proprietarii privați de pădure, ca să nu vorbesc cu societatea în general. Adică proprietarii s-au spus, astea sunt regulile, îți plac bine, nu-ți plac, n-ai ce te face, astea sunt costurile, hai, încheie contractul. Sunteți din domeniu și cred că înțelegeți ce spun. Fără răutate. Ei, în condițiile astea, sigur că practic între silvicultori și societate exista un conflict latent din 1948. Sunt primul care vă spune așa ceva. Adică bunicul meu mă ducea la marginea pădurii care îi aparținuse când eram eu acum mare și măricior și zicea, vezi, asta a fost pădurea noastră. De aici, acolo, acolo. Nu erau dragi pădurarii, că el, în mentalitatea lui de țăran simplu, pădurarii confiscaseră pădurea, nu politicienii. Ei, era cazul ca după 90 să se schimbe un pic atitudine, și atitudinea silvicultorilor. Dar nu e atâta vina lor că fenomene cum sunt cele ce se întâmplă astăzi la noi s-au întâmplat și în Canada, eu am citit niște articole vechi, se întâmplă în Australia, adică un soi de silvicultură este intrată în tocătorul presei și a activismului ecologist, indiferent cât de bună sau de proastă este. Practic, omul simplu de la sat, care nu are timp să citească presa online, să vadă ce se scrie pe Facebook, el le știe pe ale lui și are treaba lui. Lumea de la oraș citește mediile astea. Ori mediile astea au devenit toxice în multe situații. Dau informații false și la noi e simplu. Ai luat o informație falsă și vorba unui profesor de matematică din trecutul meu, nu știm să demonstrăm, dar știm să generalizăm. Și toată lumea face așa. Da, știu eu, mie îmi spui. Și ați văzut atâtea imagini care erau din alte țări, cu coloane de camioane cu lemn, zice, domnule, astea sunt de la noi. Acum, și dacă ar fi fost de la noi, dacă rezultă din practici forestiere corecte, trebuie să fie o mândrie. Eu asta nu înțeleg în multe situații. Dom'le, eu am o bucurie uriașă. Tot ce am din lemn în casă este din lemnul familiei, din pădurea familiei. Știți ce înseamnă asta? Adică îmi dau anume stare de emoție. Că ce-au lăsat părinții mei pot eventual să las și eu altcuiva și trăiesc în așa ceva. Pe urmă, lumea ar trebui să fie mândră că lemnul românesc dă produse de valoare. Profesorul Zburlan spunea, zice, noi avem, sigur, la percepția anilor 34, vă spuneam când a scris, că unele dintre cele mai, așa se exprima, dintre cele mai bune lemne din Europa. Păi de asta trebuie să fie un motiv de mândrie, nu trebuie să ne punem cenușă în cap, să ne îmbrăcăm în saci, să ne îndoliem că se exploatează pădurea. De altfel, noi, dintre toate țările blocului comunist și colegul Nichi Forel, cu siguranță v-a prezentat lucrul ăsta, avem cel mai restrictiv sistem reglementativ pentru mica proprietate forestieră. Adică, ce să mai povestim? Între comuniști, ca să nu vorbim despre alții. Și, pe de altă parte, toată lumea spune, zice, cumpără legume de la țăran, că încurajezi economia locală. Apoi munteanul. Nu o să poată oferi pe piață legume. Cumpără produse din lemn de la muntean. Cumpără cherestea, cumpără un ciubăr, cumpără ceva. Fă-ți casa cu un material provenit de la muntean și atunci ajuți și tu economia locală montană. Concluzia mea este că trebuie să învățăm să fim mândri de producția forestieră românească și de pădurile noastre, cât de rele li s-ar părea unor. Dar începusem să spun, există clar în România și nu e de aici. Știți, moda face totul. Odată le spuneam unor colegi că noi silvicultorii nici măcar
nu știm ce, normal ce specii de lemn să cultivăm. Că n-avem cum. Cine face moda consumului de lemn pentru interioare și mobilier? Designerii. Într-un an se poartă lemnul de, și de regulă se poartă esențele rare, chiar din climatul nostru temperat. A fost moda mobilei din Mesteacă, mobilierului din Mesteacă. A fost mobilierul din Cireș, după care a căzut. A fost... Designerii spun, modele astea sunt volatile. Așa și moda asta. Doamne, sunt probleme cu mediul. Toată lumea are probleme cu mediul. Eu nu știu cum avem noi probleme cu mediul în România când nu mai avem, pardon, când aproape nu mai avem industrie. Minieră, mecanică, siderurgică, construcții de mașini, care nu sunt. Negru de fum, ce mai vreți dumneavoastră? Minerit în zona Cuprului, în ce s-au mulțit așa de tare mașinile încât automobilele încât depășesc poluarea produsă de marile unități industriale românești dinainte de 89? Mă îndoiesc. Eu mi-am făcut lucrarea de doctorat, am început-o cu mult înainte pe păduri afectate de poluarea din activități din minerit, în zona Sucevei, în principal, că erau minereuri cuprifere. Capacitatea de a reacționa a pădurii în 30 de ani, dacă mergi pe acolo, nu spui că au fost niciodată și erau păduri muribunde. Ai avut și suprafețe de probă în zona fabricii de la Tașca, cu poluare, cu pulber de ciment și tot așa. Deci natura are o capacitate extraordinară. Totul este să o, mă rog, să-i gestionăm și să-i valorificăm producția, pentru că altceva nu mai înțelege omul de rând. Nu omul de rând. Repet, țăranul care cultivă este mai înțelept și mai bun cunoscător al problemelor de mediu decât oricare orășan care n-a crescut o ceapă. Și nu o spun cu dispreț. Asta este situația. Omul de rând știe că dacă întemeiezi o cultură, trebuie să te bucuri de recoltă. Dacă crești un animal, trebuie să te bucuri de producția lui. Orășanul, dacă n-a avut contact cu lucrurile astea, nu știe și n-are de unde. Și poate fi foarte les nemanipulat. Nu trebuie să fie neapărat de rea credință. Atunci, cred că mai degrabă lor le-aș răspunde și pe ei aș încerca să-i lămuresc ce e cu consumul de lemn, la ce-i bun, să-și dea seama că, de fapt, nu le fură nimeni aerul. I-am întrebat pe unii care au spus, domnule, ne dispare oxigenul, că se taie pădurile. Zic, câte frunze au pădurile de foioase, dragii mei, iarna? Păi n-au. Și mai respirați? Da. Bun. Deci n-ați rămas fără oxigen, nu? Că ori nu l-au tăiat, dar n-au frunze. Problema e așa, că producția forestieră are și viitor. Întrebarea de aici este dacă producția forestieră are viitor. Are. Are pentru că societatea omenească nu se va putea dispensa de utilizarea lemnului. Dacă de petrol, uitați-vă, se fac încercări și unele prezentate ca mari succese, așa, de lemn ne vom desprinde mai greu. Pentru că, mă rog, utilizarea petrolului ca și combustibil, ca sursă de energie, este mult mai târzie decât utilizarea lemnului. Și pentru că, sigur, și din industria petrochimică rezultă o grămadă de produse utile, dar să încearcă. O să vedem, fac o paranteză. Întrebam odată care e autonomia unui automobil electric. Ce Tesla dă 530 de kilometri. Nemaipomenit. Bun, zic, când? Păi zice așa, fără aerul condiționat pornit, fără prea multă muzică și într-un regim de rulaj decent. Anu, zic, eu am o altă ofertă. Iarna de la Vatra Dornei la Suceava, pe minus 30 de grade, să produci diferența de temperatură pe baterie de la minus 30 de grade la plus 20 ca să ai confort în mașină.
aproape nu mai trebuie să rulesc, cred că. Societatea nu evoluează așa de repede încât să putem renunța la lemn. De altfel, în domeniul materialelor compozite pe bază de lemn, se fac niște eforturi în cercetare și proiectare uriașe. Cele mai multe produse din astea, inclusiv plăcile despre care am vorbit, sunt de după 1930. Vă dați seama că sunt tinere. OSB-ul nici nu are, nu știu dacă are așa, are vreo 30 de ani de când a apărut pe piață. El a apărut mai întâi sub forma altor tipuri de plăci precursoare, flakeboard și wafferboard, din așchi de plop pe continentul nord-american, da? Deci sunt produse tinere. Mai nou văd că se străduie lumea să facă lemn transparent, ca să-l poată folosi ca elemente de ferestre, deci o să vedem ce să alege. Și, vedeți, mă repet, în lumea civilizată au înțeles că lemnul e o resursă regenerabilă care poate fi folosit cu succes în combustie. M-aș opri aici pentru că n-aș vrea să devin plictisitor. Eu o să las și restul materialului, o să vi-l dau și găsiți o cale să celor interesați să-l citească. Nu e neapărat să-mi împărtășească opiniile, că, mă rog, așa e normal să fie. Nu putem fi neapărat cu toții de acord în legătură cu niște lucruri, da? Poate reușim să găsim o masă critică de oameni dispuși să înțeleagă și să asculte. Pentru că pe cei care nu sunt dispuși să înțeleagă, să asculte, nu îi vom convinge de nimic niciodată, indiferent ce eforturi vom face. Dacă o să subscriu la apelul noastră de, sau mai bine spus, invitația celor care doresc să afle mai multe informații. În primul rând, din punctul meu de vedere, ar trebui să își ia informația din mai multe surse, să le compare și să le analizeze. Înainte de a da un banal share pe Facebook, spre exemplu, să încerce să vadă de unde vine informația și ce, să spunem, ce substrat sau ce fundamentare prezintă aceasta. Eu sunt convins și știu că putem să discutăm până dimineață despre multiplele utilizări ale lemnului, spre exemplu, și o spun și cu bucurie și cu tristețe apropo de subiectele pe care le-ați abordat. Sigur, anul în care l-ați menționat dumneavoastră ca și debut în profesie oarecum, eu eram pe minus 4 ani, dar și eu urmăresc cât de mult pot subiectele, să spunem, de interes în România, în prezent, și constat cu tristețe că din ce în ce mai mulți colegi ai noștri din producție, în mod special, sunt catalogați greșit. Catalogați greșit pe fondul unor, să spunem, curente de informare unidirecționale și pe de o parte, și pe de altă parte o chestiune pe care și noastră ați menționat-o și sunt de acord cu ea și țin să o întăresc, o lipsă crasă de comunicare a sectorului nostru mulți ani la rândul. Să spunem că în ultimii câțiva ani au început câțiva vectori de comunicare să devină din ce în ce mai vizibil în piață, să spun așa, dar totuși nu am ajuns la acea simplificare a limbajului pe care și noastră ați menționat-o. Încă ne poziționăm... Mai e un lucru, iertați că vă întreb. Vă rog. Competiția asta este inegală pentru că, vedeți dumneavoastră, eu nu mă plâng. Am încasat cisterne de lături de la unii activiști pe teme pe care eu sunt profesionist. Mi s-au explicat lucruri, adică știți cum este, este ca și cum te duce la preot să-l înveți religie. Ei, și, dar trebuie să reziști nu pentru că anumiți oameni n-au simțul măsurii, ci pentru că alții merită să fie corect informați. Îmi cer iertare pentru intervenție.
Este cazul, e atât mai binevenită. Sigur, cu toții ne dorim, cel puțin noi la Plantăm Fapte Bune în România, asta ne dorim să facem prin aceste live-uri săptămânale și anume să transmitem cât mai multe informații de la voci avizate în domeniu despre silvicultura, despre lemn, despre multiplele sale utilizări și multe, multe altele de asemenea. Am reținut un mesaj foarte puternic din partea noastră pe care vreau să-l reiau. Apropo de aceste multiple utilizări ale lemnului, trebuie să fim conștienți că zilnic ne lovim de lemn, precum ne lovim și precum avem nevoie de hrană și multe aer și multe altele asemenea. Și aș cataloga la nivel de pildă cu tâlc, dacă îmi permiteți formularea, acel exemplu pe care l-ați furnizat cu oxigenul pe care noi le respirăm și iarna, care din punctul meu de vedere trebuie să dea de gândit masiv, intens și să ne pună pe gânduri serios, apropo și de utilitatea, dacă vreți să nu spun altfel, că pot spune în diferite moduri, profesiei de silvicultor, pe care, spre exemplu, putem privi ca pe o profesie de agricultor, dar nu pe un an, cu targeturi pe un an, ci pe 100 de ani și peste 100 de ani. Marin, am văzut ceva comentarii, dacă vrei puțin, te rog să le preluăm, te rog. Sigur, mulțumim și noi, domnule profesor, pentru prezentare. O întrebare de acum câteva minute, dar pe care am stat-o la final, a domnului Procopie Florin Gusul, care sună astfel. Ce părere aveți de faptul că în România există moda revirginării, conservării pădurii, a zonelor miniere, râurilor, urșilor, etc.? Mai nou, au declarat monumentul UNESCO Roșia Montană. Nu credeți că România își blochează singurică resursele naturale și o să ajungem un fel de muzeu european? Sigur, acum, despre Roșia Montană, probabil că ne-ar mai trebui câteva zeci de conferințe ca să epuizăm subiectul. Da, nu mă pricep la Roșia Montană, am și eu niște păreri personale, dacă e vorba, dar am rămas surprins, știți, nu citești niciodată destul, uneori afli de la radio niște lucruri. Eu sunt, locuiesc în Câmpul Lung Moldovenesc și fac naveta, știți, și pe drum companionul meu este radio și într-o zi, cu niște ani în urmă, de ziua mediului, am aflat cu stupoare că, sub o formă sau alta, în România 24,5% din suprafața teritoriului se află într-un regim sau altul de conservare. Eu cred că noi am sărit toți caii conservării. Și întrebarea domnului Gușul este corectă. Aflăm că nu știu ce gândac nu ne lasă să construim șosele, că, eu știu, peștera liliecilor ne împiedică să extindem pârtia de schi pe Rarău, pentru că, vezi, doamne, liliecii tocmai atunci, adică liliecii și ei schiază și dacă... Oameni buni, eu sunt pentru cruțarea resurselor naturale și noi avem... Toată lumea zice, avem cele mai multe păduri virgine. Unii chiar au inventat păduri virgine pe la noi, deși sunt lângă comunitățile umane. Pe de acolo măcar de un arac și de un stâlp de gard, tot s-a dus un sătean să și acum să fie aia virgină, oameni buni. Nu are rost să o luăm razna. Eu dau mereu exemplu Suediei. Cu un fond forestier de 3 ori cât al României, are suprafața ariilor protejate în domeniul forestier net inferioară României. Oare aia sunt irresponsabili? Nu sunt ecologiști? Ce nu sunt ei? Îmi puteți spune? La noi au rămas păduri, multe păduri virgine, acum trebuie să o recunoaștem și pe cea dreaptă, datorită lipsei de înzestrare cu drumuri și instalații de transport. Dar noi avem păduri în grupa întâi, zonate, foarte multe păduri cu funcții speciale de protecție. Acum, cred că ar trebui să vedem ce ocrotim și dacă există ce ocrotim. Pentru că a mai fost un... Nu vreau să mai vorbesc de persoane, dar aflu cu stupoare că într-un loc se ocrotesc 3 vipere, în alt loc nu știu ce gândac pe care nu l-a văzut nimeni. În schimb, ne mănâncă urșii. Îi ocrotim și pe ăștia. Păi dacă ai o populație sustenabilă, nu-i normal să o exploatezi sustenabil, să aducă și venituri, să conservi nucleul de bază și să-ți faci treaba, domnule. Nu putem să facem așa. Ce facem? Transformăm... Dumnealui are perfectă dreptate.
putem transforma țara într-o rezervație, eventual de proști sau de oameni ușor de prostit. Nu știu. Aș prelua și eu încă un comentariu de pe pagină. Spune acolo doamna Georgiana Danea, pădurea a pus o pâine pe masa bunicilor noștri și chiar a părinților. Apropo de multiplele beneficii catalogate la nivel de servicii, dar în mod special produse. Produse și valorificabile, pentru că să nu uităm tot ce înseamnă, tot ceea ce numim noi management sustenabil al pădurilor, vizează cele trei componente de bază. Una din ele fiind și această componentă socială, satisfacerea unor nevoi sociale, dar unele din ele le-aș cataloga mai mult decât nevoi și chiar la nivel de, să spunem, dorințe înalte. Și ați dat dumneavoastră două exemple de lux, dacă îmi permiteți, acele iahturi, care bună parte din material utilizate, evident, sunt cele de lemn. M-aș referi de asemenea și la multiplele ornamente în mașinile de lux, din lemne mai pretențioase. Mai mult de atât, ați dat și exemplul xilofonului, dar și al altor instrumente muzicale. Iată o valoare adăugată și multe, 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 multe alte exemple. Eu vă mărturisesc că numele nu-mi sunt necunoscute, sunt foști studenți ai mei, îi salut și mă bucur că ascultă și după ce ne-am despărțit de multă vreme, mai au curiozitatea să vadă ce le spun. Sper că le-am spus și lucruri noi și nu i-am plictisit. Nu am pretenția că țin minte toate numele. Din păcate, mi-aș dori. Am avut un fost profesor de silvicultură în liceu care ținea minte toțele. Vă rog să nu credeți că exagerez și recunoștea după zeci de ani. Deși nu putea să nu-i vadă, să nu-i fi văzut nicio zi după aia. Eu n-am o asemenea memorie prodigioasă și îi salut pe foștii mei studenți care au întrebat sau care nu au întrebat, dar au fost de față și le mulțumesc dacă au fost prezenți. Deși nu lor li se adresează, mă rog, direct lucrul ăsta. Poate că ăsta ar fi un mijloc de campanie către persoanele din afară, care înțeleg mai puțin ce se întâmplă la noi. Vă mărturisesc sincer că ați mai câștigat oarecum un fost student, actual student în mediul online, adică subsemnatul. Nu v-am fost student, fiind absolvent al facultății din Brașov, dar cu mare drag. Înseamnă că suntem colegi peste generații. Mare drag am audiat ceea ce ne-ați prezentat și vă mulțumim frumos pentru timpul pe care l-ați alocat și pentru prezentarea care cel puțin mie mi-a dat destul de multe de gândit. Am preluat câteva mesaje cheie și vă spun încă de pe acum că vă fur cu ghilimelele de rigoare acel exemplu al oxigenului pe care respirăm iarna într-o pădure de fag, spre exemplu. Așa că, domnule profesor, vă mulțumim frumos pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt convins că vor mai fi și alte întrebări, alte discuții pe care le vom prelua și vi le vom transmite mai departe. Și vă rog frumos să vă considerați un invitat constant al emisiunilor noastre, pentru că știu că aveți multe de spus. De ce nu poate o prezentare aflată la intersecția silviculturii cu poezia, un alt domeniu drag noastră, poate încă una aflată la intersecția silviculturii cu fake news-urile și multe, multe alte subiecte pe care știu că le abordați cu maximă seriozitate. Îi dau cuvântul încheiere lui Marin, apoi, domnul profesor, aveți cuvântul de încheiere. Mulțumesc. Te rog, Marin. Eu aș vrea doar să le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit acum în transmisiunea în direct de pe Facebook și tuturor celor care ne vor urmări în viitorul meu apropiat sau mai depărtat, atât pe Facebook cât și pe YouTube, cu același îndemn asemănător celui al lui Mihai. Dacă aveți întrebări, să ne scrieți. Dacă vedeți că nu vă răspunde secțiunea video, scrieți-ne pe chatul de pe Facebook. Acolo sigur o să le vedem mult mai repede și sigur vă vom răspunde. Eu, dacă ați încheiat, scuze. Sigur, da. Eu întâi mă văd dator să vă mulțumesc că m-ați invitat, pentru că poate că în felul acesta mai multă lume va lua contact și cu alte idei decât cele ce se vehiculează în mod curent în media. Și poate că va vrea
într-un fel sau altul, să ia contact și cu alți specialiști care sunt în domeniul ăsta. Nu trebuie să ia de bune neapărat ideile mele, dar măcar să aibă un termen de comparație. În felul acesta poate îi scoatem pe unii din, le stimulăm curiozitatea, pentru că să-i scoatem pe alții din obtuzitate, vă rog să nu vă puneți speranțe. Experiența mea de viață îmi spune să bat în ușă. Acolo poate cineva spune intră, dar dacă bat în perete, niciodată nu voi auzi intră. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o seară minunată și vă stau la dispoziție oricând și cu mare drag. Mi-a făcut realmente plăcere să vă am interlocutori. Noi vă mulțumim, domn profesor, și abia așteptăm să vă avem încă o dată invitat și cu un alt subiect. Mulțumim frumos și celor care ne-ați urmărit și abia așteptăm să ne întâlnim și dățile viitoare cu subiecte de interes. Seară bună să aveți! Seară bună și vacanță frumoasă, dacă luați! Seară frumoasă! Bine.